Un puternic incendiu a izbucnit duminică după masa în incinta complexului comercial Bălata, unde se află și renumitul Târg Auto. Focul a fost stins de pompierii detașamentului DEVA, care au intervenit de urgență, limitând astfel extinderea flăcărilor la un depozit de mobil aflat în apropierea construcției unde a pornit incendiul. Duminică după amiază, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, a fost anunțat un incendiu în incinta complexului comercial Bălata, acolo unde se află și târgul de mașini. Pompierii detașamentului DEVA s-au deplasat de urgență la fața locului cu o auto specială de lucru cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție s-a constatat faptul că ardea generalizat o construcție din material PVC, destinată comerțului, cu degajare mare de fum și cu posibilitatea propagării incendiului la clădirile învecinate. Intervenția promptă a pompierilor de veni a făcut ca incendiul să fie localizat în cel mai scurt timp, evitându-se extinderea flăcărilor la depozitul de mobilă din imediata apropiere. Din fericire, nu au existat victime, ci doar pagube materiale, iar incendiul a fost lichidat.